Bună ziua, dragi prieteni din Scorpion. Haideți să vedem la Scorpion. Pentru bărbați în următoarele 6 luni. Pentru femei am făcut, vă rog frumos să vă uitați mai în față că am făcut pentru femei. Mai jos, mai cam 2 săptămâni în urmă, cred că am făcut. Da. La începutul lunii. Așa. Bărbatul din Scorpion. Nu vă mai interesează casa, serviciu, nu. Ați obținut o casă sau ceva, pentru o casă v-ați luptat, ați obținut. Nu sunteți fideli, aveți noroc la un drum, vă vine în vizită cineva sau mergeți în vizită, un copil sau un nou început, sigur. În suflet purtați o femeie care nu este soția dumneavoastră, cu dragoste și cu relație serioasă, cu căsătorie. Mai aveți pierdere cu un bărbat, dar asta mai târziu. Haideți să mai vedem. Uite, vedeți? Nu sunteți fideli, nu puteți fi fideli. Deci vă uitați după alte femei sau aveți relații cu alte femei. Da? Geloși sunteți, dar aveți noroc. Aveți grijă că vreți să faceți un drum, să nu vă îmbolnăviți la acest drum. Sau sunteți atât de mult vreți să faceți acest drum că vă îmbolnăvește ideea că nu-l faceți sau că mai durează să-l faceți, dar parcă o lună, două. O lună, poate. Vă certați cu copiii. Sigur aveți copii care vă nemulțumesc cu banii, că au pierderi, că vă provoacă pierderi copiii, sigur. Sau că pierdeți un copil, nu că-l pierdeți, nu că moare, dar nu știu, orică nu vă certați, nu mai vorbiți, da? Și arată că pierdere și scandal din cauza asta. Această femeie care o aveți, la care vă gândiți cu dragoste, și cu relație oficială, nu este foarte sinceră. Este mai mult, să spunem, dușmănoasă, are sentimente negative. Dumneavoastră o purtați în suflet și vreți acte oficiale cu ea, deci o căsătorie oficială. În suflet mai purtați niște acte sau o scrisoare sau acte sau mesaje. Oficial în dragoste, o să fiți triști totuși pentru relația asta care o aveți. Și fosta nevastă sau actuală, dacă aveți și soție sau persoană oficială sau da, pe cine iubiți, are pe altcineva. Și știți că ați pierdut-o, pentru că știți că are pe altcineva. Și știți că ați pierdut-o. Poate să fie că va fi până în decembrie. Până în decembrie. Și relația asta oficială poate o să o faceți până în octombrie, așa. Relația oficială cu cealaltă femeie. Ați aștepta bani, dar dacă au venit, ați cheltuit mult. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.